să recunoaștem că de-a lungul weekendului care tocmai s-a încheiat, am tot stat cu gândul la Cătălin Botezatu. Ne-am tot gândit, ne-am tot sucit, parcă nimic nu ne-a prit, gândindu-ne că prietenul și colegul nostru se află într-o perioadă cumplită din viața lui, traversând o cumpănă pe care ne-o dorim depășită cu succes. În momentul acesta, el se află pe cele mai bune mâini cu putință, dar a trecut printr-o suferință pe care și-o va aminti foarte multă vreme. Cătălin Botezatu însă este puternic și este gata să vorbească despre ceva ce s-a întâmplat și nu o să-i se mai întâmple niciodată. Gata, Cătălin, ce a fost greu, a trecut, suntem cu tine. Am trecut pe lângă moarte. Am oprit cancerul. Nu credeam că o să am niște dureri atât de mari. Cătălin Botezatu a trecut pe lângă moarte și a ajuns pe masa de operație a unui spital din Turcia. Noi am mers la Istanbul și l-am căutat la etajul 4 al unității medicale. Internat într-o cameră spațioasă, Cătălin se odihnea, ascultând muzică, după ce doar cu o oră înainte fusese adus de la terapie intensivă. Imediat ce s-a trezit, am vrut să aflăm de la el cum se simte. Nu credeam că o să am niște dureri atât de mari. Deci, nu știu cum sunt alte operații, dar eu niciodată n-am avut așa dureri. Nu știu, la un moment dat a fost chiar și un mic incident când mi-am scos... Am sonda puțin pentru că simțeam că mă sufoc, dar vor mă s-a reglat totul. Medicii mi-au explicat că trebuie să stau cu minte, dar aveam senzație de sufocare, de durere în tot corpul, dar au trecut pentru că, mă rog, mi-au dat tot felul de sedative și încă sunt pe tot felul de aparaturi. Ca prima oară când mi-au adus asta, nu știu dacă vede ăsta, cine e chestia asta, că suntem la NASA. Oricum, blocul operator arată ca la NASA, ceea ce mi-a dat puțin mai multă încredere. Operația a fost una dificilă. Puțin umflat acum stomacul, pentru că... Unul mai fashion pentru voi. Care a fost reacția ta atunci când ai văzut cât de mare este tăiat? M-am speriat pentru că pe dedesubt, știi, după ce este cusut, sunt puse niște capse. E ca și cum cineva a făcut cu capsatorul. Da, jur, de metal. Deci, practic, sunt două cusături. Una prin interior, iar cealaltă pe exterior, în care pielea este prinsă, cusută, și apoi vin cu niște capse de metal. Cel mai greu moment pentru Cătălin a fost atunci când s-a trezit la terapie intensivă. După ce m-am trezit a fost o durere groaznică, pentru că s-a dus anestezia și mă durea foarte tare. După care vedeam foarte multă lume în jurul meu, oricum și în sala de operație. Au fost foarte mulți medici, foarte multe asistente, mă rog, până când am adormit și n-am mai simțit nimic. Iar după... am văzut un salon plin de aparate, ți-am spus că la NASA aici e nimic. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte, eram plin de fire, eram cam un RoboCop, de la vârful degetelor până sus. Am zis, Doamne, ce e aici, ce am pățit, ce mi se întâmplă. A venit doctorul, mi-a spus că sunt ok, a venit și celălalt doctor, mi-a spus că sunt ok, sunt, oricum și ei sunt nemaipomeniți. Problemele de sănătate ale lui Cătălin i-au dat primele semne încă din primăvară. De vreo 6 luni, chiar când filmam la Bravo, aveam așa o durere care se mișca de colo-colo, stânga-dreapta. Nu i-am dat prea multă importanță. Dar venind aici, după ce mi-au făcut acest control total,
I-am spus domnului doctor că mă doare în partea stângă și dreaptă, în stomac ceva. Și atunci domnul doctor s-a sfătuit cu ceilalți medici care mă văzuseră și mi-a spus că este apendicul. De apendicită s-a operat în România, însă aceasta era doar o mică parte din problema lui. De aici mi-a zis, de jur împrejurul apendicului sunt niște săculeți. Ar fi bine să nu treacă prea mult timp să te operezi repede, pentru că dacă se lipesc de apendice, nu e bine, dai în altceva. Dar nu mi-am închipuit că e așa ceva. Efectiv, am trecut pe lângă moarte. Efectiv, am, ca să spunem pe aia dreaptă, am oprit cancerul. Iar medicii turci au confirmat. Apandisin bir çeşit kanseri olan müsünöz adenokarsinom tanısı alarak hastanın patolojisini bize gönderdiler. Bizim dış hasta sorumlumuz bu arada devreye girerek hastayı takip etmiş ve hastanın bundan sonraki tedavisinin Romanya'da mümkün olmadığını, çünkü orada hipertermik kemoterapinin olmadığını, dolayısıyla bizim bu imkanımızın olup olmadığını bize sordu. Operația lui Cătălin a durat 5 ore și jumătate, iar medicii au făcut nu doar o intervenție chirurgicală, ci și kimioterapie hipertermică intraperitoneală. Yaptığımız işlem sağ hemikolektomi dediğimiz kalın bağırsağın sağ tarafını almak oldu. Periton zarını çıkarttık, omentumu çıkarttık ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi uyguladık. Genel durumu iyi. Herhangi bir sorunumuz yok şu anda. Normal takip sürecimiz devam ediyor. Nici operația și nici kimioterapia nu l-au speriat pe Cătălin. Nu m-a speriat pentru că, ce să zic, e, accept orice când știi că bate la ușă cineva și nu e varianta cea mai bună să-ți bate la ușă moartea efectiv, pentru că așa, asta am simțit. De atunci am avut numai coșmaruri, știi, lumea nu înțelege prin ce trec. Deși m-am operat în România, pe urmă am plecat la Atlanta, unde am avut un târg la Vegas, unde am avut un târg, pe urmă am avut iar niște treburi, niște infotripuri. Pozele mele de pe Instagram reflectau altceva. Dar nimeni nu știa de fapt că aveam niște operații, că eram, suferam foarte tare din punct de vedere fizic. Dar așa sunt eu. Trebuie să-mi duc misiunea până la capăt. Și acum îmi pare rău că poate am încurcat pe cel puțin două acțiuni la care trebuia să particip, dar a trebuit să le anulez. La mine, știi, am zis așa tot timpul, până la moarte am să fac ceea ce îmi place și mai ales fashion. E greu. După ce a trecut pe lângă o afecțiune care îi putea fi fatală, Cătălin se consideră un om norocos. Având un consilier personal, medical, doamna Eva Pavel, și asta vă spun că toți puteți avea internațional vorbind, avea un astfel de consilier, pentru că unul este și gratuit, doi, te poate direcționa către orice spital din lumea asta. Și având-o pe ea, am avut șansa să-mi fac tot timpul aceste controle. Iar acum cred că a fost dată chiar de noroc, pentru că ea m-a tot bătea la cap, ales că au trecut câteva luni și n-ai ajuns la control, am venit și de aici a început nebunia, ca să spun așa. Eva nu i-a fost doar consilier medical, ci și omul pe care l-a văzut prima oară după operație. Ea i-a fost alături zi și noapte în spitalul din Istanbul. Cătălin este după acea ușă, în camera de lângă noi, iar tu aici îți petreci mare parte din timp în aceste zile. Când i-a fost lui cel mai greu? Când ai simțit că este speriat sau că are nevoie neapărat de prezența unui om drag? În acești 8 ani de zile niciodată nu cred că am simțit că este atât
de greu cum mi-a fost aseară. Spun aseară, în momentul în care el a ajuns la terapie intensivă, după ce a avut intervenția chirurgicală plus sesiunea de chimioterapie. Pur și simplu, în acești 8 ani de zile, subliniez, sunt 8 ani, nu l-am văzut niciodată pe Cătălin că se vaită, că îl doare ceva, că este greu, că aseară a fost cel mai greu. Dar tot ce a fost mai greu a trecut. Iar acum, cea mai mare dorință a lui Cătălin este una singură. Să fiu sănătos, să-mi fac repede, mai repede bine. Pentru că, repet, nu am trecut, uite și acum când vorbesc, niciodată prin astfel de dureri. Asta îmi doresc și mai tare, să fiu sănătos.